Rucco și Con Calma. Merge și noi mai departe în ziua asta de luni, ajunsă deja la 16:30. Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program este susținut de Kaufland. Pentru o carieră de succes, accesează cariere.kaufland.ro. Cum lucrăm, mai cu drag și mai cu spor, asta încercăm să aflăm în fiecare zi de luni de la Magor Cibi, Head of Leadership și Cultură Organizațională la Trend Consult și de această dată în studioul Europa FM. Salut, Magor, bine ai revenit! Bine te-am găsit! Astăzi despre control și despre încredere la locul de muncă. Îmi spuneai ceva mai devreme că acest control a devenit și mai sever în timpul pandemiei, de fapt. Mi se pare că am avut excelentă ocazie pe timpul pandemiei să ne dăm seama că controlul nu neapărat ne ajută. Având în vedere că toată lumea s-a dus acasă și șansa managerilor sau organizațiilor să monitorizeze oamenii a scăzut foarte, foarte mult, trebuia, eram forțați cumva să acordăm încredere oamenilor. Ceea ce s-a întâmplat însă, ca pe Google, de exemplu, căutările pentru echipamente de a supraveghea oamenii de acasă a crescut de vreo 5.000 de ori. Adică organizațiile, prima reacție a fost: uai, de capul nostru, cum am putea să controlăm mai bine oamenii? Cum am putea să fim foarte atenți ce fac ei acasă? Lipsa asta a încrederii s-a văzut foarte, foarte mult. Adică acest tip de echipament despre care vorbești îți înregistrează cumva activitatea de acasă pe laptopul firmei pentru acea firmă? Probabil și cât timp pierzi pe alte site-uri sau cum. De atunci s-a dezvoltat destul de mult și acum chiar în foarte multe cazuri câteva app-uri sau câteva programe instalate pe calculator pot să vadă în fiecare minut ce faci, unde este concentrarea ta, cam cât stai pe fiecare pagină, cam când bați la calculator și tot felul de lucruri de genul ăsta. Doar că aici vine partea interesantă. Harvard Business Review a făcut un studiu destul de mare pe 200 de oameni care lucrau de acasă, adică remote. Și ceea ce au observat, cu cât supravegherea este mai strictă, cu atât tendința oamenilor de a încălca regulile crește. Și atunci oamenii la un moment dat căutau doar cum să găsească portițe, cum să fenteze sistemul, cum să păcălească programul de supraveghere, ceea ce lua foarte mult din timpul lor. Și în felul ăsta ceea ce s-a observat este că, de fapt, noi credem că dacă am reușit cumva să creștem nivelul controlului în organizațiile noastre, ar crește performanța. Se întâmplă exact opusul. Cu cât crește nivelul controlului, cu atât performanța oamenilor scade. Deci trebuie să creditezi cu încredere pe angajații tăi, în primul și în primul rând, și apoi, evident, să te uiți la rezultate, nu? Dacă rezultatele nu sunt pe măsura încrederii, atunci bănuiesc că trebuie să te întorci cumva la acest control. Sunt câteva lucruri aici. În primul rând, în momentul în care oamenii observă micromanagementul și controlul cumva este foarte bine asociat cu micromanagementul, asumarea lor scade foarte mult. Adică, indiferent ce ar face, ce fel de task-uri avea, ce ar trebui să facă, ei, la finalul, când apar rezultate, ei spun: păi, am fost atât de atent monitorizat, nu e vina mea orice s-a întâmplat, nu mi-asum rezultatele, nu e treaba mea, managerul meu a fost aici, a observat, așa că să-și asume el. Dar există ceva studii despre cât de productive au fost angajații pe perioada pandemiei, de exemplu, de acasă, lucrând de acasă? În majoritatea organizațiilor, mai ales că n-am putut să creștem cumva controlul, gradul de control, majoritatea organizațiilor a observat o creștere a performanței, mai ales în prima perioadă. Asta vine și din faptul că oamenii nu aveau cumva experiența asta și tindeau să lucreze mai mult pentru că era mult mai greu să delimiteze munca de viața personală. Dar, per total, ce vedem este că performanța în foarte puține organizații a scăzut, în majoritatea organizațiilor ori a crescut, ori s-a menținut la nivelul de dinainte. Și asta ar putea să ne arate că, până la urmă, e mult mai bine să dăm încredere, pentru că asta crește și nivelul de asumare, asta crește și nivelul de implicare a oamenilor și, la finalul zilei, s-ar putea să avem performanțe mai mari. Mai ales în momentul în care, de exemplu, sistemele de supraveghere sunt manuale, este foarte obosit pentru oameni, după ce termine o zi încărcată, să se mai gândească ce am făcut azi, să mai fac punctajul, așa mai departe. Plus, există o presiune, pentru că în momentul în care ești monitorizat, mai toate lucrurile devin importante și e mult mai greu să distingi între care sunt lucrurile prioritare pentru mine, care sunt lucrurile mai puțin importante și oamenii tind să trateze toate task-urile fiind importante. Dar fără controlul ăsta nu există riscul să te simți așa de capul tău și poate
izolat un pic de restul companiei? Aici e, până la urmă, granița fine între un leadership reușit și un leadership mai degrabă exagerat sau absența leadership-ului. Nu vorbim de control, vorbim de conexiune cu oamenii. Adică în momentul în care oamenii înțeleg ce facem, de ce facem acele lucruri, ce se așteaptă de la ei și cum ar trebui să construiască, și există până la urmă un dialog constant. Controlul nu e despre dialog. Controlul este întotdeauna eu îți spun ție ce ar trebui să faci, îți cer și tu trebuie să livrezi. Dialogul, în schimb, există până la urmă o reciprocitate și omul când nu se descurcă poate să ceară ajutor, întotdeauna poate să ceară o părere, dar totuși are o libertate să implementeze sistemele cum crede el de cuvință și până la urmă în felul ăsta nu folosim un singur creier din organizație, pentru că în momentul în care practicăm micromanagement folosim un singur creier, creierul managerului. În momentul în care începem să implicăm oamenii, numărul creierilor folosite în organizație se multiplică, iar asta întotdeauna se vede până la urmă în performanță și în eficiență. Mai puțin control, mai multă încredere și mai mult dialog. Magor Cibi, mulțumesc foarte mult. Cum lucrăm? Se întoarce săptămâna viitoare, luni, de la ora 16 și 30 de minute la Europa FM. Eu îți mulțumesc. Ești pe drum cu prioritate la Europa FM și asculți Cum lucrăm cu Magor Cibi. Acest program a fost susținut de Kaufland. Sfaturile pentru o carieră de succes continuă pe cariere.kaufland.ro.